este un proces firesc, ce este necesar ca să fie parcurs. Sunt discuții ce ține de principii, ceea ce ține de modul în care urmează să funcționeze coaliția, până la partajare mai avem. În momentul în care vom avea ce comunica în acest sens, vom comunica. Dacă chiar dumneavoastră credeți că problemele unei țări se rezolvă în 3 zile, mai ales sâmbătă, duminică, așa mai departe. Deci, eu vreau să vă spun că dialogul politic are o dinamică destul de pronunțată, constructivă, pozitivă. De aceea așteptările trebuie să fie numai bune și pozitive. Iată ce pot să vă spun eu la acest moment. Dar ce idei se merge? Cine președinte? Cine... Ideile sunt foarte progresiste. Și o să aflați dumneavoastră primii, o să aflați toate. Pare să așa. Trebuie de menționat un lucru, că noi toți împreună atragem atenția asupra calității acestui proces. Este deosebit de important pentru a fortifica tot ce avem ca principii, tot ce avem ca priorități pentru politicile interne, pentru aspectele de politică externă. Preferăm să discutăm acum, să discutăm în cele mai mici detalii aceste aspecte, în toată complexitatea lor, după care, având această poziție unificată, ori noi mergem spre aceasta, să demonstrăm că, într-adevăr, această poziție este una de forță, de forță în sens bun al acestui cuvânt, este una durabilă, una care va asigura în continuare buna guvernare în Republica Moldova și va asigura atingerea scopurilor pe care le așteaptă întreaga societate. Pentru noi, viitorul Republicii Moldova este mult mai important decât partajarea funcțiilor. Domnul Rechiar, dar cine se ocupă totuși de atragerea comuniștilor, cele 8 voturi? Deci, eu cred că la momentul cuvenit dumneavoastră primii o să aflați toate secretele. Nu, și apoi există mai multe variante, nu numai atragerea comuniștilor. Noi nu discutăm numai atragerea. Noi avem mai multe variante, așa că nu trebuie să ne axăm pe... Ce trebuie să-i atragem? Eu da, singur. Da. De la 1 la 10, unde au ajuns negocierile? Ce discutați de fapt? 10 la 10. Suntem pe calea cea bună, ca să nu insistați. Și... Eu vreau să vă spun că fiecare de noi patru poate deține orice funcție și o poate duce. Pentru a scoate Republica din criză socială economică, pentru a merge spre Uniunea Europeană, pentru a merge spre un stat de drept, unde cetățenii simt că funcționează legea, simt că există o putere care lucrează pentru ei, așa că cred că în privința aceasta nu există probleme printre noi. Mai mult ca atât, Voronin ați văzut că a demonstrat în ghilimele că poate duce două funcții. Pe alocuri se poate să înțeleagă că cineva dintre noi poate duce două funcții. Asta e mai în glumă, dar mai în serios, o să fie totul bine.